Dacă mi-aș îndrepta privirile în dreapta, dacă mi le-aș îndrepta în stânga, dacă m-aș uita în față, nu v-aș putea vedea. Și dacă dumneavoastră, prin rugămintea mea, ar fi să închideți câteva secunde ochii ca să vă dați seama ce înseamnă dacă vrei să vezi ceva și nu poți. Mă numesc Anișoara Dinea, m-am născut în județul Bistrița, în localitatea Leșu, într-o familie creștină. Dumnezeu m-a dat în brațele părinților o fetiță sănătoasă. S-au bucurat, părinții, bunicii m-au crescut cum au știut ei mai bine, m-au îngrijit și se bucurau de cel mai minunat dar care l-a putut primi. Cred că aici sunt bunici și când o nepoțel vine sau o nepoțică în familie este o sărbătoare și o bucurie, așa erau și în familia noastră. După mine au mai urmat încă 10 frățiori. Familia noastră era o familie care știa să facă bucurie copiilor, care să le facă viața fericită. De aceea, pe măsură ce creșteam, ne adunam în fiecare seară la rugăciune, ne adunam în fiecare seară la părtășie și mai veneau vecinii, mai veneau frații de acolo, pentru că era o casă unde Domnul Iisus se prezenta. Cum era restricțiile pe vremea lui Ceaușescu, oamenii care vreau să primească botez, era acolo vale unde apa era strânse cumva și mulți frați s-au botezat acolo. Poate și aici este cineva, nu știu, dar Domnul Iisus a avut o lucrare deosebită în casa părinților mei. Mie îmi plăcea foarte mult, după ce am crescut mai mare, să merg la școală, să învăț. Îmi plăcea să ascult părinții, fiind cea mai mare, mi-a dat multe responsabilități. M-a învățat să cos la mașină, să țăs la război, să torc, să merg la câmp. De toate, să lucrez lucru de mână și eram bucuroasă că puteam să fiu un sprijin pentru mama mea. Mama se baza foarte bine pe mine, îmi plăcea foarte bine să învăț, totdeauna luam premiul întâi. Aveam acolo o grădină cu flori pe care o grijam eu, rupeam flori și mă duceam cu bucurie la profesor cu flori, că știam că vin cu premiul întâi. Bucuria mi-a durat puțin, pentru că la 14 ani, printr-o boală nemiloasă, mi-au atins vasele de sânge din creier și am rămas nevăzătoare. Aceea zi din viața mea a fost o zi tristă. Totul s-a desfășurat foarte rapid. Am ieșit într-o dimineață din casă, mi-am dat seama mă gândeam că este un vis, m-am întors înapoi și când m-am întors din nou, mi-am dat seama că nu mai pot vedea. Atunci m-am așezat pe un scaun care era lângă o căsuță din lemn, mi-am pus căpuțul așa pe perete. Prima dată mi-am îndreptat privirile mele spre mânuțele mele, așa simțeam că le țineam. Erau slăbuțe și tremurau. Eu nu le mai puteam vedea. Atunci mă gândeam să am auzit vocea mamei, mi-am îndreptat vocea, ochișorii mei spre mama. Mi-am îndreptat spre tata și spre frățiorii mei, pentru că nu am putut să-i văd nici pe unul. Mi-am îndreptat ochii spre grădini, spre dealurile umblam odată. Când mi-am dat seama că este în zadar, m-am prăbușit împreună cu părinții mei în genunchi și mi-am adus aminte de versetul care ziceam: ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul. Dacă aici este cineva în suferință, aș vrea să plece și să-și ridice ochii spre cer. Numai de acolo se primește ajutorul, de acolo se primește izbăvirea și de acolo se primește puterea. Împreună cu părinții am strigat pe Domnul, auzeam vocea părinților mei: Doamne, de aici încolo, ia-o pe brațele tale și fă ce vrei cu această fetiță, pentru că puterea noastră este prea mică, puterea noastră este prea slabă încât să o putem ajuta. M-am dus în casă, m-am așezat în pat și am zis la mama că eu, dacă am rămas nevăzătoare, n-aș mai vrea să lucrez nimic. Mama s-a apropiat de mine cu multă blândețe și mi-a zis: dragul, mami, adu-ți aminte cum făceai toate lucrurile când vedeai și eu te voi ajuta să le faci pe toate. M-a ajutat, m-a impulsionat ca să lucrez mai departe, lucru de mână, să fac focul, să merg la câmp împreună cu frățiorii mei, dar mama mi-a dat o responsabilitate pentru frățiorii mei. Îi puneam văniță,
îi lăsa acolo, îmi punea scutecele pe pat, lăsa oala cu lapte și toate și ieșea afară și zicea, trebuie să te descurci și să îi speli și să îi hrănești. Eu m-am apropiat de mama și am zis, mami, da, eu asta nu vreau să fac, pentru că poate niciodată nu voi avea nevoie. Mama a zis, nu se știe în viață, poate vei pleca de lângă mine, poate Dumnezeu îți va da copii, poate nu știu cum va fi situația, trebuie să le știi pe toate. Mama plângea la fereastra țărănească și se uita la mine cum le pipăiam. După ce terminam, vineam în casă și ziceam la mama, da, ai venit când am terminat. După ce m-am obișnuit cu toate, zicea mama către mine, de atâtea ori am plâns acolo, de atâtea ori te-am urmărit, eu n-am plecat de lângă tine, dar până când te-ai obișnuit, eu nu te-am lăsat din priviri. Eram bucuroasă după ce m-am obișnuit cu toate. Împreună cu părinții mei mi-a plăcut foarte mult viața de rugăciune. Mă duceam, am fost într-o seară la rugăciune și am avut o lucrare din partea Domnului, suflete tânără, lipsită de vedere. De ce spui că te-am lăsat așa, că eu te-am lăsat să măresc în numele pe pământ? Apoi am mai mers într-o seară la rugăciune și a zis, suflete tânără, lipsită de vedere, în seara aceasta am pregătit să-ți dau o haină albă, dacă crezi o primești acum și dacă nu vei plânge multă vreme. Mama mi-a spus, Domnul vrea să te boteze cu Duhul Sfânt. Și am zis, Doamne, cred că Tu ai putere. În acea seară Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, am primit cântare și vorbire în altă limbă. Aș vrea ca și astăzi tinerii sau bătrânii să-i boteze Domnul cu Duhul Sfânt, pentru că are putere să deschidă cerul. E ziua de rusale, e ziua de sărbătoare să coboare și să deschidă cerul astăzi și să-și facă lucrare de slavă. Că de aceea ne-a dus, pentru că a vrut El, nu că am vrut noi. A fost scrisă seara, ziua aceasta, a fost scrisă sărbătoarea aceasta. Apoi mai stăteam în rugăciune și primeam din partea Domnului înștiințare, dacă vei sta lângă mine, te voi binecuvânta și îți voi purta de grijă. Nu știam ce Dumnezeu vrea să facă, nu știam planul Lui, că nu-L înțelegeam atunci. Casa noastră, până când tata a putut ca să facă rost de scânduri, era cu pământ. Eu mergeam așa pe lângă pat încet, acolo aveam un colț unde stăteam. Acolo s-a bătătorit pământul de lacrimi și de stat acolo, acolo era altarul rugăciunii, acolo simțeam prezența Domnului. Eu cred că și dumneavoastră aveți colțul rugăciunii unde se coboară Dumnezeu să vă binecuvinteze soții, soțiile și copiii la locul de întâlnire cu Dumnezeu dacă stai pe genunchi. Tot acolo rugându-mă, într-o seară a apărut un înger cu un dosar în mână și a spus așa, toate rugăciunile tale sunt ascultate. Și mă bucuram așa de mult, ziceam, Doamne, sunt multe și sunt bucuroasă. A venit un verișor, a ajutat pe tata să facă un dosar și am plecat la școală la Arad. Eram fericită, ziceam că am să fac școală. Mi s-a spus că la școală acolo literele sunt ieșite în relief, eu cum știam alfabetul care se scrie de toată lumea. Eram bucuroasă, dar când am ajuns la școală mi s-a dat o foaie și pe foaie era alfabetul nostru braille care e ieșit în relief, dar e format din 6 puncte și prin poziția lor sunt literele. Am zis, când am văzut foaia aceea, când am să pot să fac școală, am scris la tata să vină după mine și la mama. Mama ca mama a zis, hai să o luăm acasă. Tata a zis, lasă că se va descurca. În a doua zi de școală, a doua zi după ce s-a început anul școlar, ne-a ridicat în picioare profesorul și ne-a întrebat fiecare unde am făcut școala. Târgu Frumos, Cluj, București, fiecare. Când m-am ridicat eu, am spus, în școala din sat. Nu mai vedeam să scriu, nu mai știam braiul și dirigintele a spus, avem o analfabetă. Atunci am zis, Doamne, cât am învățat de bine, ce am să mă fac? Mă apropiam de colegele mele și ziceam, citiți-mi lecția. Îmi citeau lecția și învățam foarte bine, știam și răspundeam. Fetele când au văzut că citesc așa de bine, au zis, nu las-o în pace că se va descurca singură. Și atunci o stăteam mult în post și rugăciune și am zis, fetelor, mâncarea când sunt în post, hai și o mâncați voi, dar citiți-mi lecția și ajutați-mă să învăț braiul. Și așa am putut să învăț braiul și să citesc și să-mi citească și să învăț. Când s-au dat tezele, am luat la toate tezele 10. În cancelare s-a discutat că notele cad din cer. Dragi părinți, când vă trimiteți la școală copiii, rugați-L pe Dumnezeu că poate să cadă din cer note, că El are de unde. După 3 ani am terminat școala la Arad, m-am angajat în stațiunea St. George's Bay,
Am primit un apartament frumos, mi-era foarte dragă munca, munceam mult, de dimineața până seara, lucram dimineața la masajul medical, am lucrat la hotelul Hebe și mă gândeam așa, acum le am pe toate, aș vrea să stau în rugăciune ca Domnul Iisus să-mi dea și mie un soț. Doamne, nu văd, dar doresc să mă căsătoresc. Pentru căsătorie m-am rugat 10 ani. Am cerut de la Dumnezeu și am crezut că El poate. După 10 ani au venit în stațiunea St. George Bay două surori din turnul Severin, una se cheamă Netuța și una Milica. Și ne-am apropiat așa de ele, m-au întrebat, că lucram amândouă lucruri de mână, cu mama m-a învățat să lucrez și după ce mi-a slăbit vederea, când ne-am deschis dulapul și mi-am văzut câte lucruri, am lucrat de mâna mea și am spus că vreau să mă căsătoresc și mi-a spus că este un frate pe nume Dinea Emil, care vine la turnul Severin să predice a patra duminică din lună, dar el nu are amândouă picioarele. El a avut un accident de tren. Este un slujitor a Domnului, este un om sfânt. Și eu am zis, dacă Dumnezeu vrea ca așa să mă căsătoresc, Domnul să facă lucrarea Lui până la capăt. Când i-au dat, s-a dus la turnul Severin, fetele i-au întins, că dăduse-mi o poză și un plic cu adresa. Când i-au întins plicul, a auzit o voce puternică, asta va fi soția ta. A venit la Timișoara și m-a sunat. Sunt Emil de la Timișoara. După toate probabilitățile, viitorul tău soț. Când mi-a spus despre surorile care au fost, eu m-am speriat de primele cuvinte, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să lucreze. A venit la Timișoara, la St. John's Bay, la 23 august și am avut acolo părtășie de împreună cu familia, apoi am plecat la Timișoara, am stat la o familie cu numele Crișan în Timișoara, aproape de stația Cluj. Am înaintat actele și în 18 septembrie ne-am căsătorit. Căsătoria noastră a fost la Biserica Betania. A fost fratele Sinnic, fratele Pobega și fratele Cornel Hudulin. În fața bisericii era o mireasă nevăzătoare și un mire care nu avea amândouă picioarele. Când a anunțat fratele Sinnic de situația noastră, s-a coborât puterea Duhului Sfânt peste biserică. Atunci a fost o cercetare deosebită. Eu nu mi-am putut vedea rochița, nu mi-am putut vedea mirele, nu mi-am putut vedea pe cei care au fost alături de mine în anuntă, dar i-a văzut Domnul Iisus. Îmi doresc ca și în biserica dumneavoastră să se coboare aceea putere care se coboră peste noi, să umbrească toți tinerii și să-și facă lucrări pentru gloria Lui. După ce am plecat la St. George Bay împreună cu soțul și ne-am rugat și am spus, Doamne, Te rugăm să ne dai și nouă copii. Am strigat Domnului și Domnul Iisus ne-a ascultat rugăciunea. Poate aici sunt mame care așteaptă bebeluși să creadă că Dumnezeu poate. Împreună cu soțul ne-am rugat și Domnul Iisus ne-a dat pe prima fetiță la Vinea în 1985. Vă spun câteva cuvinte din maternitate când mi-a adus o moașa în mână, am întins mâinile și am pipăit ochișorii, mânuțele, am lipit-o la piept și nu puteam ca să o văd, dar mulțumeam Domnului că este darul Domnului pentru toate mamele care primesc copiii. Ele văd și când să-și întindă mânuțele, își văd și copilașii și aș vrea din tot sufletul să mulțumiți Domnului pentru ochișorii care vi dă și cu care puteți să vedeți copilașii. A venit soțul și mi-a spus, este ca un îngeraj. Ascultam vocea mamelor din salon care își spunea fiecare cum arată copilașul. Eu l-am primit, am primit-o și am stat lângă Domnul și m-am mulțumit Lui. Când au auzit autoritățile că sunt o mamă care nu vede și soț fără picioare a venit să-mi ia fetița, am spus, nu, eu voi crește-o prin ajutorul Domnului pentru că am cerut-o de la El. A zis, bine, dar o să ai multe controle. 6 luni am avut foarte multe controle, dar Dumnezeu nu m-a lăsat să am probleme. Spălam scutecele, că nu era pamperse. În fiecare zi fierbeam, pentru că nu vedeam care e pătată și care nu. Apoi luam ligheanul și pipăiam așa cărarea ca să găsesc unde ar fi sârmele. Aruncam așa scutecul ca să prind sârma după ce pierdeam ligheanul. Și apoi mă torceam înapoi și tot așa până întindeam scutecele, apoi pipeam cărarea ca să ajung acasă. Și dădeam slavă Domnului, vara de multe ori le ploua, iarna înghețea, dar așa cu greu, cumva le-am crescut. Apoi
Când la vine a avut un an și 5 luni, fratele David a chemat pe soțul la biserică la Buziaș, l-a ordinat ca păstor și ne-a mutat la Buziaș. Am rugat pe Domnul ca să ne mai dea copii și Domnul Iisus în 1987 m-a binecuvântat cu a doua fetiță, Cristiana. Este darul Domnului. Am născut-o la Bega și când au auzit autoritățile că am două fete și soț fără picioare a venit să mi le ia pe amândouă, atunci am spus, nu, eu am credință că Dumnezeu mă ajută, Dumnezeu mă întărește, din nou controle, din nou probleme, dar Dumnezeu nu m-a lăsat. Soțul era un om care slujea pe Dumnezeu, era chemat în toată țara ca să predice, era chemat să slujească pe Dumnezeu. Multe suflete s-au întors la Dumnezeu văzând, auzind predici și mărturia vieții noastre. El m-a întrebat dacă poate să plece și am spus, de câte ori ești chemat, de atâtea ori, du-te și fă lucrarea Domnului, pentru că dacă lucrezi pentru Dumnezeu, Dumnezeu lucrează pentru tine. Și atunci când pleca, fetele mi se îmbolnăveau și mă gândeam ce să mă fac, mă gândeam să iau medicamente, nu vedeam nici punga, nu vedeam nici termometru. Mă așezam pe genunchi și mă rugam și ziceam, Doamne, soțul e în slujire, te rog, coboară-te și dă-le sănătate. Eu le puneam doar un supozitor sau comprese, să atingea Dumnezeu cu putere și le dădea sănătate. Dragi mame, dacă aveți copilași și bolnavi, strigați la Dumnezeu că vine, vine cu putere și vine, că El poate, cum a ajutat pe mine, o să vă ajute și pe dumneavoastră. După ce fetițele au mai crescut, nu mi-a fost ușor, le dădeam greu, destul de greu și mâncare, că ele întorceau căpuțul. Apoi eu le dădeam supa și în ureche și zicea, lasă-mă că papi eu singură, că nu dai bine, mama. Și așa s-au învățat ele, cum au putut ele și au fost foarte mult alături de mine. Într-o dimineață, soțul a venit la mine și a zis, mami, tu trebuie să le spui la fete că s-au născut într-o familie specială. Am luat-o pe Cristiana în brață, și am luat soțul la Pelavi și am început să le spun, dragile lui mama, mama nu vă poate vedea, iar tatăl vostru nu are picioare. Atunci ele, așa cu brățucile lor mici și moi, ne-au cuprins pe amândoi și a zis, nu vă necăjiți, că noi vrem să fim un sprijin pentru voi. Vrem să fim ce tati nu poate și ce mami nu poate, vorbeau ele între ele și cu noi, vom să fie un sprijin. Au fost un sprijin pentru noi, au fost o binecuvântare și sunt și acum. După ce mai trecut câteva zile, au venit în fața mea și zice, da chiar, mami, tu nu ne vezi? Da chiar tu nu ne poți vedea? Zic, nu, mami, dar vă vede Domnul Iisus. Erau tot timpul lângă mine, ca două furnicuțe, nu m-au lăsat niciodată. Dacă făceam curățenie, erau cu mine, dacă făceam mâncare, erau cu mine. Erau așa de cuminți și erau așa de lipite de mine, pentru că mi le-a dat Dumnezeu, mi-a dat un dar minunat. Și eram bucuroasă, au început să crească, să învețe, soțul le-a învățat de mici, să scrie, să citească. Când Lavinia a avut 8 ani, fetița cea mare și asta mică 6 ani, eram bucuroasă că era Lavinia în clasa a doua, învăța la școală, eram fericită și mulțumeam Domnului, zic, Doamne, pentru mine încercările s-au terminat, pentru mine de acum viața va veni mai ușoară. Am uitat să vă spun, pentru că eu când am fost necăsătorită, am muncit foarte mult și am strâns 81.000. Am avut bani ca să-mi cumpăr o mașină. Mașina a fost 73.000, iar restul banilor am pus ca o hicoma să poată conduce soțul cu mașina. Și acum aveam soț, aveam fete, aveam mașină. Eram așa de fericită și ziceam că s-a terminat toată încercarea. Eu mă vedeam așa de fericită. Într-o dimineață a venit soțul și mi-a zis așa, astă noapte am avut o răpire, am fost răpit și Domnul Iisus mi-a spus că peste 6 luni mă duce în cer. Atunci am zis, Doamne, dar l-am cerut 10 ani și acum vrei să-mi-l iei? Te rog frumos, nu faci asta. Mă rugam și mă gândeam în sufletul meu că voi putea îndupleca pe Dumnezeu. Am mai trecut puțin timp și a venit la mine și a zis, peste 5 săptămâni, Domnul Iisus mă duce acasă, mă duce în cer. Mai mult strigam pe Dumnezeu, Doamne, te rog, nu-l lua. Într-o dimineață a venit și a luat-o pe Lavinia pe un genunche, pe Cristiana pe altul și a spus, dragile lui tata, până aici am spus la mama,
De aici trebuie să vă spun vouă că peste 3 săptămâni Dumnezeu mă duce în cer. Voi veți rămâne fetițe orfane, dar să ascultați pe Dumnezeu și să ascultați pe mama. Eu mă duc și vă aștept acolo. Voi știu că ați fost cu mine și cred că veți fi în continuare. A luat fetițele, m-a luat și pe mine, le-a arătat prin casă toate și a spus că dacă Dumnezeu l-a înștiințat cu puțin timp, vrea să ne pregătească, să-și dea el seama cum ne vom descurca noi fără el. Stătea și privea cam cum am face noi dacă el nu este. Cum va fi viața noastră? Dimineața, prima dimineață, a lăsat-o pe Lavinia să calce, să facă sandvișurile. Mi-a pus și mie în plăsuță și la Cristiana. A luat halatele, a luat totul și am ieșit în curte. Soțul a ieșit și el după noi. Lavinia fiind mai mare, a întors ochișorii ei și a zis așa: mami, mașina noastră este în curte și tati plânge în poartă. Pentru că ne privea numai. Am ajuns cu ochișorii noștri plini de lacrimi, a dus la serviciu, a dus-o pe Cristiana la grădiniță, apoi a venit, s-a dus ea la școală și am venit din nou acasă și încet, încet le tot arăta, le tot învăța, ne chema în camera de rugăciune, hai să ne rugăm cât mai suntem împreună. Eu cred că toate familiile care sunt aici se roagă împreună. Noi zilele puține, câte ne mai rămâne, spunea soțul, ne rugăm împreună, îl strigăm pe Dumnezeu, că după aceea va trebui să-l strigați voi. Am mai trecut 2 săptămâni și a venit la mine și mi-a spus pe pământ, voi mai sta numai 1 săptămână. Atunci am întâlnit mare și a strâns toate hainele să le dea la săraci și a lăsat doar un costum pentru mormântare și a zis: îmi doresc să fiu mormântat la poalele muntelui Retezat în comuna Uric, pentru că acolo avea o soră, am pregătit mașina, am îmbrăcat fetele, eu n-am putut să mă duc cu el pentru că aveam servici, lucram atunci la hotelul Timiș, la Buziaș și am pus fetele în mașină, apoi m-a luat de mână și am venit înapoi în casă. S-a uitat pe toată casa, apoi am intrat în camera de rugăciune. A zis: aici ne rugam amândoi, de aici încolo va trebui să te rogi cu fetele. A stat lângă mine, n-a mai putut să zică prea multe cuvinte, dar a avut 5.000 de lei și mi-a dat. Și a zis: ăștia sunt ultimii bani pe care ți-i dau. Când vei avea nevoie, niciodată să nu ceri la nimeni să vii în camera de rugăciune. N-am cerut niciodată, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat și a întins mâna peste noi și a împlinit lucrarea Lui. L-am condus până la mașină, pe drum s-a întâlnit cu mulți frați păstori, spunându-le că merge în cer. A ajuns la cumnata, i-a spus așa că el a venit ca să i-a arătat și locul de mormântare, i-a spus că va pleca în cer și cumnata i-a spus așa: dar nu se poate, că ai o soție care nu vede, ai 2 fete și tu ai o responsabilitate. Și a spus la cumnata mea așa: pe soția mea Dumnezeu va ajuta să-și ducă crucea, iar la fete Dumnezeu le va purta de grijă. Asta a fost sâmbătă, marțea, s-a simțit mereu, l-a internat în spital în Petrușani și când a văzut că nu se simte bine, miercuri a venit după mine cu mașina, când eu am ajuns la el, el a plecat în cer de 2 ore. L-am luat în mașină așa cum a fost, ni l-a dat la spital și am ajuns la fete. Fetele se bucurau că o să facem Paștele împreună. Era sărbătoarea Paștelor. Și am spus: mami, tate a plecat în cer, așa cum ne-a spus. Lavinia m-a luat de mână și a spus: bine, mami, dar zi, nu vă faceți probleme că mai sunt copii orfani. Dar a zis: bine, mami, dar au tată sau mamă care vede? Ce ne facem noi? A spus: suntem sub privirile Domnului. Cum puteam eu? Tremura mâinile și picioarele mele, dar vreau să le întăresc. Despre ziua mormântării n-am cum să vă spun jalea. Are Cristiana CD-uri și dacă cineva să vă poate da, nu? N-ai acasă. Ce să vă spun, ne-am întors la Buziaș după ziua mormântării, a doua zi. Am ajuns la Buziaș, casa era goală și rece. Și m-au luat fetițele de mână și m-au dus în camera de rugăciune. Acolo am simțit pe Domnul, chiar dacă eram numai cu ele. Aveam o liniște pentru că știam că trăiește mama și mama poate să ne fie un sprijin și o bucurie și o mângăiere. Asta, liniștea mea, a durat 6 luni, că după 6 luni Dumnezeu a chemat-o în cer și pe mama. Atunci am fost așa, stăteam și plângeam, m-au luat fetițele de mână
Și m-au zis, mami, hai în camera de rugăciune. Au început să mulțumească Domnului. Rugăciunea lor n-am să uit niciodată. Doamne Iisuse, îți mulțumim că mama nu ne vede. Îți mulțumim că l-ai luat pe tati și l-ai dus în cer. Îți mulțumim că ai luat-o și pe bunica. Îți mulțumim că ai luat și pe bunicii din partea lui tati. Dar îți mulțumim că în locul lui ai venit tu. Îți mulțumim că ne vei purta de grijă. M-au luat cu mânuțele lor slăbuțe și m-au dus la masă. Și a zis, mami, aici sunt. Punem patru scaune și pe un scaun stă Domnul Iisus. Eu cred că și dumneavoastră aveți un loc unde este Domnul Iisus. Dacă El este acolo, acolo este bine. Au fost foarte cumiți, încercările au fost multe, încercările au fost mari, dar cu Dumnezeu le-am dus pe toate. Au fost un model în biserică, un model în școală, un model în oraș. Cu mânuțele lor au fost alături de mine. Aș putea să vorbesc mult, dar aici lângă mine o am pe Cristiana, care este ochii mei, care a fost și cred că va fi până la capăt. Și Domnul Iisus o va binecuvânta pentru că a păzit-o lângă o mamă care nu vede. A îngrijit-o și a purtat-o cum a știut el mai bine și ea poate să vorbească mai departe. Eu sunt acum în fața dumneavoastră pentru că o am pe mama care, așa cum am spus, a luptat în rugăciune pentru noi, a luptat chiar cu autoritățile ca să ne țină lângă ea și să ne țină aproape. Și vreau să spun că am amintiri de când am fost mică și știu că am fost iubită. Am avut 6 ani când tatăl a murit, dar știu că tatăl a iubit-o pe mama, mama l-a iubit pe tata și împreună l-au iubit pe Dumnezeu și ne-au prins în dragostea lor de mici. Tatăl nostru ne-a învățat de mici să avem grijă de mama, ne lua mâna și ne-o punea în mâna ei ca să avem tot timpul de prindere aceasta, să aibă mama pe cineva lângă ea. Nu ne lăsa să luăm sarea și uleiul și să nu le punem la loc. Avea tot timpul grijă de ea și spunea, frumoasa mea, iubita mea. Iar tatăl nostru, când venea din misiune, țin momentele acelea când se deschidea ușa și mama fugea repede cu un lian cu apă și cu spirit, cum era atunci, și mergeam ca să îi dăm protezele tatălui jos, pentru că se dădea foarte greu. El avea proteze de sub genunchi, de unde a tăiat trenul picioarele și erau prinse cu niște curele aici de brâu și avea și ruburi aici mari. Și mama stătea în genunchi, se punea în genunchi înaintea lui, dădea protezele jos, îi le spăla, îi le dădea cu spirit și era plin de rând. De multe ori ne chema mama și spunea, haideți să vedeți cum tatăl vostru a făcut lucrarea lui Dumnezeu și ce preț s-a plătit, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie vestit oriunde. Tatăl nostru mergea și în Oltenia foarte mult, îl trimiteau la biserici unde erau bisericile în casă atunci. Ne-a spus un frate că s-a pocăit doar văzându-l pe tata cum a urcat cu trompeta, spade și în mâini, pentru că era pe un deal foarte abrupt și nu putea să urce în picioare. Este familia Corlan din Timișoara. Daniel Corlan ne spunea că își aduce aminte de tata cum urca în mâini și se ducea cu bunicului la biserică și bunicului a spus, haide să vezi un om cum ajunge la biserică. Și când l-am văzut pe tata, oricând a spus, se merită să-l slujesc pe Dumnezeu, pentru că eu am picioare și eu pot să merg în picioare, nu trebuie să mă târâi cu trompeta în spate. Și totuși tata a făcut din drag pentru Dumnezeu. L-a slujit pe Dumnezeu cu mult drag și ne-a inspirat așa o mare bucurie că l-avem pe Dumnezeu la noi în casă. Niciodată nu am fost, la noi în casă nu a fost tristețe pentru că mama nu vede sau tatăl nostru nu avea picioare. Ei se uitau mai mult la ce a dat Dumnezeu, nu la ce a luat. Și spuneau că cu cât Dumnezeu ia mai mult, cu atât Dumnezeu vine mai mult. Și, într-adevăr, să știți că unii poate aveți altfel de suferință în trup sau poate suferință în inimă. Dar cum altfel se poate descoperi Dumnezeu dacă nu creează un gol pe care să-l umple El? Nouă, Dumnezeu ne-a zis că vrea să ne fie tată și apărător. Și pentru momente ca acestea am trecut noi prin toate aceste experiențe cu El ca să putem sta în fața dumneavoastră și să vă spunem că Dumnezeu este tată și poartă de grijă și de înțelepciune și de protecție. Și probabil ca și părinți, eu nu sunt părinte, dar pentru copii îți faci mult de griji și te gândești cum să-l protejezi mai mult. Dar am văzut
La mama am văzut în rugăciunile ei, mama se roagă foarte mult pentru noi și am știut că ori de câte ori ni se întâmplă un lucru bun, am știut cumva, cândva, că mama s-a rugat pentru noi. Și rugăciunile ei, rugăciunile din camera de rugăciune ale părinților noștri ne-au înconjurat la fiecare pas. Cum a spus mama, ziua despărțirii a fost grea. Chiar dacă am știut că tatăl nostru va muri, chiar oricât ești de mic, chiar dacă ai 6 ani, este o durere care o simți. Simți că nu va fi prezența lui fizică, dar Dumnezeu l-a luat pe tata și ne-a lăsat o promisiune, că va fi cu noi. Și știți, cred că fiecare din noi trecem prin diferite încercări. Și când ești în suferință, nu știi cât va dura, nu știi cum va fi, dar de un singur lucru ești sigur, că Dumnezeu este cu tine și este pentru tine. Și dacă nu ai credința aceasta, suferința e de neîndurat. Nu poți să treci prin așa mare încercare. Te uiți la mama și te gândești că o femeie nevăzătoare și-a crescut copilul, copiii pe brațe, i-a dus la binecuvântare, i-a încredințat lui Dumnezeu, a avut grijă de ei, a muncit. Mama este o femeie foarte harnică, are demnitatea muncii, îi place să arate pe Dumnezeu prin felul în care lucrează, prin felul în care face mâncare. Să o vedeți la aragaz, cum aprinde aragazul cu chibritul și cu celălalt deget stinge chibritul, pentru că mama nu vede unde să sufle. Se spune că un om nevăzător depune cu cel puțin 40% mai mult un efort decât un om care vede să facă și cel mai mult mic lucru. Dar pe mama am văzut totdeauna bucuroasă și pentru asta nouă ne-a dat curaj în viață și ce ne-a ținut în viață a fost credința mamei. Mama nu s-a îndoit niciodată că Dumnezeu nu ne va purta de grijă. A avut o credință neclintită, așa cum spune Romani 5, cu versetul 3 până la 4, ba mai mult ne bucurăm chiar în necazurile noastre, pentru că știm că necazurile aduce răbdare și răbdare aduce biruință în încercări, care este specifică unui caracter matur și această biruință aduce nădejde, aceasta este credința noastră. Prima experiență care am avut-o în trei, doar cu mama și noi două, a fost chiar prima iarnă după ce tăticul nostru a murit. Noi eram la Buzea și, cum spune mama, tata a slujit acolo ca și păstor și a venit iarna foarte repede și am rămas fără lemne. Și a venit, știți cum erau iernile, erau lungi, zăpada era înaltă și era frig acasă și noi vroiam să învățăm, dar uneori ne îngheța mâna pe stilou. Și mama a zis, fetele mamei, trebuie să ne rugăm aici în camera de rugăciune ca Dumnezeu să ne poarte de grijă și să ne ajute cu lemnele. Nu vreau să mergem la oameni, nu cerem la nimeni, este primul an în care tăticul a murit și vreau să vedem cum Dumnezeu ne va purta de grijă. Nu mai știu cum ne-am rugat, dar știu că ne-am rugat cu credință că era frig, asta țin minte. Și nu după mult timp am venit la mama în stațiune, ea a lucrat acolo la centru balnear, la Buzea și la hotel, la masaj. A venit doamna Nicoleta Balog din Buzeaș și a spus, doamna Anișoara, vreau să vă spun că eu sunt Biserica Catolică, dar cunosc familia dumneavoastră și azi noapte am avut un vis foarte tulburător. M-am trezit astăzi dimineața, am vrut să-l spun soțului meu și el a avut același vis ca mine. Și am visat că trebuie să vă aduc lemne și acum, în momentul în care vorbesc cu dumneavoastră, este o remorcă de lemne care se descarcă în fața casei dumneavoastră. Am vorbit cu directorul liceului, care era domnul profesor Ilaș atunci, profesor de istorie. L-am rugat să cheme toți băieții ca să vină să vă ajute să le tăiați, să le puneți și în magazie. Și chiar în aceea zi a venit și sora Chivuța Alba și ne-a ajutat să facem sandvișuri pentru băieți, ca să le dăm, pentru că era forța de muncă acolo mare, vă dați seama, să o remorcă de lemne, să le spar, să le pui în magazie. Dumnezeu s-a îngrijit la fiecare pas. Și cum să nu-L mărturisești când Dumnezeu nu te lasă să închezi de frig și când Îl chemi și îți răspunde atât de frumos și atât de specific și așa de clar și se întărește credința ta, pentru că asta mie mi-a rămas în minte. Știți, am aici cu mine, este Biblia Tatălui, aici am vrut să vă arăt, scrie Emil Dinea.
Este Biblia care mi-a rămas de la el, dar ce mi-a rămas, mi-a rămas aici învățăturile lui. Pe tata nu-l mai am, dar țin minte credința lui, văd credința mamei și este un întreg la noi în familie. Să știți că nu se simte o lipsă, se simte Dumnezeu. Și eu știu că Dumnezeu a luat vederea mamei și a făcut familia noastră să fie în această situație ca să se vadă el mai bine. Pentru că vine lumea la mama și lumea care nu e din biserică zice, Doamna Dinia, pe dumneavoastră doar Dumnezeu v-a ajutat. Oricât te străduiești, oricât faci, dacă nu vine Dumnezeu cu mâna lui puternică să te scoată, să se spună la încercări, atunci știți, se spune, dacă Dumnezeu este cu noi, cine este împotriva noastră? Vreau să vă spun că de-a cursul școlii noastre Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Am avut-o pe mama care ne-a sprijinit să învățăm. Am muncit mult ca noi să avem uniformă, să putem merge la școală, să fim ca și ceilalți copii. Dumnezeu ne-a ajutat și am urmat 8 clase la școala generală din Buzea și am terminat cu media 10, am 2 pe linie. Apoi ne-am mutat în Timișoara pentru liceu și pentru facultate. Mama a venit cu noi și ne-a sprijinit la fiecare pas. Eu am urmat liceul Grigore Moisil, sora mea a fost la liceul Teologii Baptist. Apoi am intrat în facultate, ne-am dorit, mama și-a dorit mult să putem face școală ca să fie viața mai ușoară, pentru că ea a muncit greu pentru noi. Și vreau să vă spun că mama niciodată nu s-a plâns și a venit la noi și a zis, mi-e greu să am grijă de voi. Dar prima amintire, când mi-am dat eu seama cât e de greu mamei, a fost chiar anul următor în care tata a murit. Aveam o sobă la Buzeaș, un cazan era învelit în sobă de teracotă. Și știu că s-au spart niște țevi și când era parafocul era bine, dar când se stingea parafocul îi curgea apă și mama scotea cenușa și îi scotea cu mâna, pentru că nu vedea să scoată cu fărașul. Și țin minte mâinile mamei cu cenușă și atunci am știut că e greu. Atunci am înțeles cât de mult muncește mama pentru noi și mi-a rămas mâinile ei în minte. Și vă încurajez noi ca tineri, știți, nu știm cât muncește tata și cât muncește mama. Și poate nici nu ne spun părinții noștri câte sacrificii se fac ca noi să facem școală, să avem mâncare, să avem ce îmbrăca, să mărturisim pe Dumnezeu, dar ca și copii putem să-i facem fericiți. Asta e poate un lucru mic care poți să-l faci, să-l asculți pe tata, pe mama, să-i spui mulțumesc, mama. Și când vine tata de la lucru, să zice, bine că ai venit, tata, că e un lucru mare să-ți vezi tatăl venind, e un lucru mare să vezi prezența lui acolo, să simți protecția lui, să știți că e un har să ai părinte și nu știi ce înseamnă să-l ai până nu-l ai. Și nu vă doresc să ajungeți în situație să nu-l aveți, ci să-l prețuiți cât îl aveți. Vreau să vă spun că sora mea a terminat șefă de promoție, Facultatea de Medicină Dentară, și a avut discursul facultății. La sfârșit a spus, vrem să mulțumim lui Dumnezeu, vrem să mulțumim părinților, vrem să mulțumim domnilor profesori, dar vreau să vă spun că eu am un singur părinte. Eu sunt copil orfan. Am o singură mamă și care a fost și mamă pentru mine și tată și încă ce tată. Și atunci toată sala s-a ridicat în picioare și a izbucnit în aplauze. Dar aplauzele n-au fost pentru noi și pentru realizările noastre, au fost pentru Dumnezeu. Și mi-a spus sora mea, Cristiana, se merită să înveți 6 ani de facultate ca să mărturisești pe Dumnezeu în 4 minute. Pentru că atât a avut discursul și se merită să trăiești cu Dumnezeu orice experiență. Am învățat de la sora mea să am grijă de mama și să o iubesc. Am învățat de la sora mea să învăț și să am grijă de tot ceea ce ne dă mama. Prima dată când mă gândeam și eu că mi-aș dori unele lucruri, sora mea a spus, Cristiana, hai să te învăț eu cum să nu-ți dorești să cumperi sau să te gândești că alți copii au ceva poate ce tu nu ai. Și m-a dus la magazin și a zis, ce ai vrea tu să-ți iei? Și eu am arătat. Și a spus, acum gândește-te câte masaje trebuie să facă mama ca noi să ne permitem lucrul acesta. Și într-adevăr, știți, când calculai, așa e și ai și nu-ți mai trebuia nimic, ziceai, e bine și păpucii de anul trecut, e bine. Vreau să vă spun că nu am avut întotdeauna tot ce mi-am dorit, dar am avut întotdeauna ce am avut nevoie, tot ceea ce am avut nevoie. Absolut tot. Am avut îmbrăcăminte, am avut haine, nu am fost niciodată la oameni, m-am dus la Dumnezeu și Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Suntem aici în fața dumneavoastră să vă spunem că Dumnezeu poartă de grijă
Și dumneavoastră puteți fi în locul nostru să mărturisiți că Dumnezeu va purta vouă de grijă. Poate Dumnezeu dumneavoastră v-a fost vindecător, mie mi-a fost tată, dar ce frumos este ca să putem mărturisi și prin suferința noastră alții găsesc vindecare, poate în inimile lor. Vreau ca Domnul Iisus să vă întărească în credința dumneavoastră. Vreau să ne întâlnim în cer, unde vom fi complet și ne vom bucura. Și vreau ca până atunci să păstrați un verset amintire din partea familiei noastre. Este din Psalmul 119 cu versetul 105. Spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Este versetul familiei noastre, pentru că tata nu avea picioare și mama nu vede. Vreau să țineți minte această zi și când plângeți să vă gândiți că dacă Dumnezeu v-a promis ceva, El va îndeplini, pentru că Dumnezeu nu minte. Și Dumnezeu, când ne trece prin încercări, nu ne trece ca să ne vadă că suferim, ci ne trece pentru că ne vrea mai aproape de El. Și dacă toți copiii am avea tată, cine ar mărturisi că Dumnezeu e tatălor fanilor? Dacă toți am vedea, cine ar mărturisi că Dumnezeu este ochi? Sunt lipsuri care le experimentăm pentru ca să se reveleze Dumnezeu și asta e cel mai mare lucru. Și să știți că suferința ți-l prezintă pe Dumnezeu personal ție. Citim în Biblie că e Dumnezeul cerurilor și al pământului, dar este Dumnezeul tău, Dumnezeul suferinței tale, e Dumnezeul tău personal. Mă rog ca Domnul Iisus să vă întărească credința, pe tineri să dea un duh de ascultare față de părinți și un duh de recunoștință și să ne întâlnim, să fim peste tot mesageri ai Domnului Iisus, ori că suntem la școală, avem datoria să-L mărturisim pe Dumnezeu, că suntem primii, să știți că Dumnezeu dă înțelepciune dacă o ceri. Eu nu am avut un părinte să-mi vadă caietul și carnetul de note, dar am luptat mult la școală, am luptat să învăț, ca să pot să-L mărturisesc pe Dumnezeu. Și eu cred că ziua aceasta este rânduită de Dumnezeu, eu cred că L-am chemat și a venit și eu cred că inimile noastre s-au legat prin Duhul Sfânt. Fiți binecuvântați întotdeauna cu tot ce e bun și tot ce e prețios în ochii lui Dumnezeu. Amin.